Satul Ceir din comuna Todireni se numără printre localitățile defavorizate din județul Botoșani din cauza sărăciei și îmbătrânirii populației. Toate drumurile care duc spre această așezare sunt degradate, pentru că în ultimii ani s-a reușit doar întreținerea parțială, nu și reabilitarea. În mijlocul comunității parohiale misionare de aici a fost rânduit în luna august 2017 preotul Ciprian Onu. Părintele paroh poartă de grijă celor 50 de familii încredințate spre păstorire. Familii este mult spus, deoarece mai bine de jumătate dintre casele ortodoxilor sunt locuite de văduvi. Din cauza unei inundații petrecute la începutul lunii iunie 2019, vechea casă parohială a fost grav afectată, astfel că s-a impus demolarea acesteia. Deși au existat foarte multe probleme din cauza birocrației, părintele Ciprian a reușit să obțină autorizația de construcție. 2019, adică anul trecut, în luna iulie, a fost inundație, adică am avut cantități de apă destul de însemnate care au depășit pragul casei, au pătruns pe ușa din spate, în acea zonă acolo. Așa, au intrat în casă și au distrus bunurile. Cred că au fost și providența divină că ne-a ajutat ca să cumva să nu fim, având și copii mici, era destul de riscant. Un copil de 2 ani să vadă apa în casă de un metru aproape era destul de greu. În fine, am venit, am curățat, am luat ce-o mai rămas. Am luat și s-o mai putut recupera. În urmă cu câteva zile, prin efortul și prin implicarea părintului paroh, au fost demarate lucrările de zidire. Am demarat, așa am fost și ne-am interesat la oraș, cine ar trebui pentru a putea construi, adică documentația necesară, așa, pentru zidirea noii case parohiale. Și am început ușor, ușor, am început la săpat cu oamenii din sat, am mai chemat și alți oameni care au binevoit așa să ne ajute aici mai multe zile și iată, acum avem săpat, urmează să băgăm fierul în pământ, după aceea să punem fundația, trebuie să așa să băgăm cimentul, cum să spunem, în pământ și mai departe elevația, vine pus alt rând de grinzi de fier, stâlpi, placa care vine de 15 cm deasupra. Părintele paroh Ciprian Onu a solicitat ajutor din partea mai multor persoane și a reușit cu greu să adune fondurile pentru materiale și pentru plata muncitorilor. Întrucât localnicii din Ceir nu dispun de resurse financiare care să susțină această lucrare, părintele paroh nădăjduiește că va găsi oameni cu inimă mare care să vină în ajutor. Sperăm, nădăjduim, bun Dumnezeu să trimită oameni și toți cei care doresc și vor să ajute, îi așteptăm aici, având în vedere că este și o parohie misionară, trebuie să spunem că avem pentecostali în sat, mai mult de jumătate din sat sunt pentecostali, iar baza parohiei sunt câteva văduve, deci în total se ajunge undeva la numărul de 50 de văduvi, 50 de case, majoritatea sunt văduve. Asta e parohia Ceir. O parohie mică. Ea, de fapt, dacă stăm și ne uităm în istoria, ea a fost filie dintotdeauna. Ea n-a fost parohie de sine stătătoare. Cu ani, nu cu mult timp în urmă, chiar cu vreo, dacă dăm vreo 10-15 ani în urmă, poate mai mult, așa parohia nu figura ca fiind parohie de sine stătătoare. Ea era filia Ceir. Da, până acum am chiar mulțumesc Dumnezeu că am reușit, așa cum, chiar dacă e puțin, suntem la început. Sperăm să putem, așa, cu pași mici, să putem ridica o casă modestă. Se poate vedea, e bucătăria, un dormitor, așa, living, bucătărie și două dormitoare în față. Mai am un hol acolo care e făcut pentru așa să fie în față, o să facem un fel de terasă, așa va fi la urmă, după ce se toarnă, o să fie o mică terasă acolo în față. Și cam asta, casa e simplă.
Da, deci nu este o casă, ca să zic, am făcut-o, am gândit-o cumva și după sat. Avem aici în spate oameni care lucrează și astăzi sunt aici, așa se lucrează, trebuie plătit la zi, apoi materiale. Materiale am promis o cifră de beton, adică pentru a putea ieși din pământ, 14 metri, mai mult de o cifră, va trebui o cifră jumătate ca să putem ieși din pământ. Acum sperăm, sigur, avem nevoie de cărămidă, avem nevoie de ciment, de balastru, de fier, material de construcție. Parohul de la Ceir a lansat o invitație tuturor celor ce vor să sprijine șantierul, atât financiar cât și cu materiale de construcții. Cineva vrea să vină să vadă, vrea să ne sprijinească, poate să vină să vadă așa la fața locului. Noi, dacă primim ceva, punem aici în curte ca omul, și omul să aibă mulțumirea, nu? Dacă a adus cum a fost și celălalt fier adus, așa l-am pus acolo în curte, mai avem și în spate și o să mai cumpărăm, o să, în funcție de posibilități, facem după puterii. Nu ne putem ridica mai mult decât avem și... Și parohioara este mică și posibilitățile sunt destul de... Nu este o parohie în care să zici că te duci, mergi din casă în casă. Eu știu că merg așa și cu vizitele pastorale și celelalte și știu cam cum e situația. Adică foarte mulți penticostali, dacă să o luăm la jumătatea satului încolo, nu mă pot compara cu alte parohii. Da, ne rugăm Bunul Dumnezeu la Maica Domnului să ne dea putere și să putem continua. Așa, am făcut o slujbă de sfințire aici, duminica trecută, și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dea putere și răbdare și, cum spune și psalmistul, din ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar ostenit cei ce o zidesc. Părintele Ciprian și preoteasa Nicoleta au împreună doi copii de un an, respectiv 2 ani de zile. Pentru a ajunge la Ceir, părintele paroh parcurge zilnic 160 de kilometri. Fiind o parohie misionară, prezența în mijlocul comunității a preotului și a celorlalți membri ai familiei este imperios necesară. După ce se vor putea muta în noua casă, dacă se vor găsi inimile rânduite de Dumnezeu, lucrarea pastoral-misionară se va săvârși în condiții mult mai bune. Persoanele care doresc să sprijine construcția casei parohiale pot obține mai multe detalii la numărul de telefon 0755 776 286.